Facebook? De genul 7, de genul 9, da? Așa cum știți, Prahova face parte, de exemplu, dintr-o regiune de dezvoltare. Organizarea, în schimb, nu este din punct de vedere administrativ și nu are, sau, dacă vreți, nu are putere juridică. Vorbim de organizare neguvernamentală. Este vorba de celebra agenție de dezvoltare regională. Atunci când s-au stabilit cele 8 regiuni de dezvoltare, au existat cercetări, au existat diverse analize, lucruri care s-au luat în considerare, criterii, o sumă întreagă de criterii și s-a ajuns la această, la această cifră. Deci nu e o chestiune născută, să spun adevărat. Este în urma unei analize, iar această propunere a existat încă din 2003, în urma unor analize care au fost făcute numai de experți români și experți mai băncii mondiale și așa mai departe, oameni care au venit cu această propunere. Evident, PSD-ul, la momentul respectiv, acest proiect a fost inițiat de Octav Costin, că mă rog și Adrian Năstase, la momentul respectiv, PSD-ul nu a avut puterea să se pune banii în locare. Mă rog, au mai făcut mici răzbunări. Noi suntem subiectul unei astfel de răzbunări, dacă vă aduceți aminte, la momentul respectiv, Mircea Cosma a venit cu o altă viziune de organizare proprie și Octav Cosmâncă s-a răzbunat pe el și și-a mutat capitala de la Plăiești la Călăraș. Că de-aia stăm noi să facem naveta la, la Călăraș, neavând oricum clar niciun potențial de a fi motorul de dezvoltare a unei regiuni în acest moment județul Călăraș. Aici ce suntem? Nu vorbim de lucruri care au venit peste noapte, vorbim de o viziune care n-a trecut testul barul nimeni mâncare, la momentul respectiv. Dar nu, că ea este fundamentată, că nu și are logica de dezvoltare a României și că nu este absolut necesară.